Verificăm stupul să vedem ce am mai făcut. Trebuie să o clădească? A început, dar a fost de margine, știi, și de margine nu prea le clădesc. Dacă a fost frig, nu am băgat-o după ultima ramă de pui. Asta a umplut cum era. Aici. Deci, un 2 kg de miere pe familie. Asta e o oată. Vezi? Ouăle dozi, punctele alea. Albe. Vierbi. E foarte bine. Și pe partea asta, peste tot. Asta e un lucru foarte bun, că asta... Și rama asta o bage în roiniță? Da, asta o bage în roiniță și cu aia altă de acolo. Când? Când s-o coace băietul, să-l scoate, să... așa. Știi? Că nu pot să iau acum din neagă, e... lasă-l câmp. Că mai ouă ele odată. Înțelegi? Stai să le mai ajutăm puțin. Ramele alea care sunt negre scot albina mică. Vezi cât e asta de mare și cât e aia de mică? Asta e. Asta e plină cu miere? Cu puiet. Asta trebuie să iasă câteva zile. Dacă asta iese, umple până aici cu muscă. Uite, de exemplu, astea, acum încep să iasă. Rod să iasă. Păi cine roade? Păi roade ea de nuntru. Albin. A ajuns la maturitate. Și marca trece pe acolo și te pune ouă de nou. Când iese?
După ce a ieșit, se duc albin, le curăță acolo. Uite, regina. Vezi? Asta cu galbe. Asta cu galbe. Ea controlează acum, să vadă. Să mai depună ouă undeva, într-o celulă curată pe acolo. Deci e bine, nu? Da. Ei, trebuia să aibă mâncare mai multă, dar cum a fost timpul și a fost frig, n-au, dar oricum. Ia uite, aici e plin de pastură. Și pe partea asta. Deja. Pentru iarnă își pregătesc. E neapărat să mergem la undeva cu ei. Ia vezi vreo zonă pe acolo pe lângă București, să fim mai aproape. Vine ca a ouat-o cu asta. Normal ar trebui să o bag pe asta în cuib, dar nu o bag. Că aici are puiet de nala. Ele dacă mai clădesc, clădesc tot aici. Cum ori clăd eu. Alea de ce le mai bagi? Mai bag una aici, mai țină puțin mai cald. Ce ai făcut gaura asta aici? Aici am făcut-o ca să bag direct de aici siropul, știi, să nu mai desfac. Păi și nu iese pe acolo? Chiar dacă iese, intrăm înapoi. Păi, dar normal. Voi pun pe aici. Asta am făcut așa, când o să plecăm cu ea, o să-l dau așa și atunci a închis hermetic, ca ele să mai usucă, să mai vergesc, să mai fac. Ține tu de aici.